De astăzi, bulevardul Ștefan cel Mare este închis circulației rutiere. Zona de la Cub și până la Casa Modei va fi dedicată în următoarea perioadă pietonilor. De altfel, traficul va fi restricționat și pe un tronson al străzii I.C. Brătianu până la intersecția cu strada Agata Bârsescu. Autoritățile municipale au precizat că traficul rutier este restricționat până pe 7 ianuarie, însă în funcție de necesități și de cereri se poate prelungi această perioadă. În ceilalți ani, perioada în care pietonalul Ștefan a fost prelungit pe partea carosabilă era de cel puțin 30 de zile.